Yes. Ce căște o fi? Uite-te la ea. Nu, nu e. E limpede, limpede. Clar, clan pur. Nu dau la nimic altceva. No, e, nu știu cum să zic. E fain rău. Ești altundeva, nu-s oameni, e, uite și tu. Uite cum arată acolo, în marginea aia. Da, e mai acolo, am văzut eu, adică prima știu, că chiar o văd aici parcă. Salutare! Am ajuns într-un loc pe Neajlov impecabil. Avem o cale lungă de bătut, nu avem foarte mult timp, o să dau și la știu că și la clan în același timp să văd la ce merge și sper să reușim să prindem ceva. Uitați ce fain arată spatele meu, incredibil. Hai să văd dacă pot să cobor pe aici. Începem cu cleanul, că ăsta se sperie mai tare. Și încerc să poate scot ceva de pe aici. Mamă, cât de bine arată. Yes! Aaaa, ce l-am scăpat, nu pot să cred, cât de tare a fost! Yes! Mamă, nu pot să cred! Ia uite-l și e și frumușel! Aoleu! Vai șamar de mine, pescar, ce sunt! Nu mai fac așa greșeală, să nu mi-am niciogul la mine. Deci am avut peștele, l-am ridicat și l-am scăpat. Fraier, complet fraier. Ah, măcar s-a văzut, ce să zic. Dar nu mai pierdem nimic. Fraier, 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 fraier. Mamă, cât de rău îmi pare că am pierdut peștele ăla. Foarte rău. Astăzi e pescuit la clan și atât. E foarte cald și cred că e fix ce trebuie ca să poți să pui niște știucolițe. Niște clenuți. Mamă, nu știu cum aș putea să pescuiesc aici. Deci nu se prea văd pești în apă, dar sunt convins că aș putea să găsesc câțiva. Ăla-i. Au, ce simplu a fost. Era mic, am zis că nu mă mai chinui să bag minciogul. L-am luat de sol, săracul. A atacat-o de câteva ori. Uite ce frumos e. Ia să-l ducem și la cameră. Se simt foarte fain ăștia. Ia uite. Micuți. Micuți și drăguți. primul. Deci chiar cred că o să prind mai mulți aici. Ar trebui să fiu puțin mai silențios, cred. Zic și eu că na. Băi, e super mol. Deci locul ăsta vara, cred că la Clean, e rupirul ăsta în bucăți. Pește! E știucă. Ala! Ah, n-am cum să dezagăț asta. Un clean frumos de vreo 30 de centimetri. Vin la clean și prind, știu că la rotativă de 0, 1 sau ce număr era. Oricum foarte tare. Hai să-i dăm drumul ăsta. Să nu mai tragem de ea prea mult. Fugi. Aha, aha. Bun. Ah, ce greuț, dar se pare că totuși se întâmplă lucruri. Ah, hai să sondăm acum. Tot gumă albă. Simplă. De la Lbaits. E mai mică. Dacă este biban, sunt șanse să atace. Iar dacă este clean, să am o șansă. Și mărlițele cu siguranță atacă astea. Important e să joc eu bine de ea în apă. Yes. Ce pește o fi? Știu că Dita mai știu că nu pot să cred. Cred că are 1 kilogram. N-am mai prins, știu că așa mare de mult timp. Pește adevărat aici. Știu că de 20 de centimetri. Da, eram sigur că e biban de data asta. Nu știu de ce, dar n-a fost. Îi dăm drumul tot aici, în margine. Să plece. Ia. Ăla-i, mă. Ai. Mă hărțuiește un câine. Asta a fost partida de astăzi. N-am avut cine știe ce activitate. Nu știu ce se mai vede, sincer. Măcar se aude, sper. Am reușit totuși să prind două mârlițe. Ultima, nu știu dacă pot să numesc mârliță, a fost știuculiță. Un clenuț. Un clenuț decent, scăpat de fraier ce am fost, și am mai avut câteva atacuri, dar oricum mă bucur că am descoperit locul ăsta, deci locul ăsta este incredibil. Îmi pare rău că nu o să zic locația asta, sincer, ultimele săptămâni am fost pe Neajlov și am văzut foarte mulți pescari și pur și simplu n-am putut să pescuim, n-am putut să prindem nimic, pentru că pescuiam în urma lor. Practic ei pescuiau locul și după aia veneam și noi. Aici măcar n-am găsit pescari și sunt foarte happy de asta. Sper că înțelegeți de ce facem chestia asta și... na, știți cum e. Oricum, mulțumesc de vizionare, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare.